Pacienții instituțiilor medicale din țară au posibilitatea acum să pună în note spitalelor în care sunt tratați sau au fost tratați cândva. Acest lucru este posibil datorită inițierii unui portal oficial unde poate fi găsită orice instituție medicală existentă la moment în Moldova, iar pacientul la rândul său poate să aprecieze cu note de la 0 la 10 serviciile acordate de instituția spitalecească de care este interesat. Dintre toate spitalele raionale din țară, spitalul din Ungheni este primul unde a fost lansat acest portal. Platforma Spital MD este o platformă care a fost lansată de Centrul PAS, Politici și Asistență în Sănătate, și presupune o participare a beneficiarilor noștri în evaluarea actului medical în diferite instituții medicale. Adică pacientul intră pe un site-ul Spital MD și acolo răspunde la un set de întrebări ce vizează infrastructura spitalului, condițiile de tratament, relația cu personalul medical, calitatea actului medical. Și în urma la aceste evaluări se face un punctaj și un top a spitalelor. Totodată, pe lângă faptul că pacienții vor avea accesul la informația despre topul celor mai bune sau mai puțin bune instituții medicale din țară, aceștia vor putea să-și aleagă singur spitalul unde vor să se trateze. Pacienții noștri pot să intre pe această platformă și să găsească toată informația necesară despre spitalul nostru și totodată să facă o comparație a spitalelor din zonă, adică și să-și aleagă instituția unde el ar vrea să se trateze. Dintre cele 34 de spitale raionale din țară, în clasamentul evaluării Centrului de Politici și Asistență în Sănătate, pe locul întâi se află spitalul din Ungheni, urmat de spitalele din Cea Dârlungă și Orhei.